Dar eu fură la un om acu, eu fură și calul și căruța și la unul doi cai. Sunt din grajd eu luat. La unul eu luat până acum de trei ori cai, dar la unul acu doi, avea două iepi frumoase, bărgheriu, și le-au luat, l-au fript. Am o vacă. Eu zic, nu e frică, că am un câine acolo lângă el, am gineri tineri, s-au furat și la noi, s-au furat vaci. Sunt chise, bine, dar hoțul noi trebuie multă treabă. El are meșterirea lui. Dar nu era o problemă lacătul la lor, dar nici nu pun lacăt eu. Nu-mi cui nimica. Potrivit polițiștilor, o parte din vină le revine și proprietarilor care nu sunt suficient de atenți cu propriile animale. Cursul anului 2011, pe raza de competență, au fost comise 10 furturi de acest gen. Nu este un număr mare, dar au fost furate multe animale. De exemplu, am avut un furt la Pungești când s-au sustras 9 cai. Animalele sunt lăsate nesupravegheate pe câmp, proprietarii nu se interesează de soarta acestora, suntem sesizați cumva la câteva zile la dispariția lor. Numărul hoților de animale care au ajuns după gratii este destul de redus. În cursul lunii februarie 2012 au fost identificați și arestați preventiv 3 autori de asemenea furturi. S-a documentat activitatea infracțională acestora, au fost recuperate mare parte din cabalinele care au fost furate. Pedeapsa prevăzută de lege pentru asemenea fapte este de la 3 la 15 ani de închisoare. Hoții însă nu prea se tem de repercusiuni.